Medităm împreună această seară la acest psalm. Înainte ca să începem, permitem să încep cu un moment de rugăciune, așa cum stăm, să ne plecăm capetele și să mergem înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru că din nou putem sta în casa Ta, din nou putem sta împreună înaintea Ta. Îți mulțumesc că putem sta înaintea cuvântului Tău. Mă rog, Doamne, în momentele care urmează să ne vorbești, Doamne, mă rog ca să îmi dai claritate, să-mi dai putere, Doamne, să-mi dai înțelepciune. Rog, Doamne, ca Tu să-mi călăuzești gândurile și vorbele, Doamne, și cuvântul Tău să răsune în această seară în mod clar, să ne vorbești, Doamne, să ne încurajezi, să ne îmbărbătezi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul Tău nemărginit, îți mulțumesc pentru harul de a sta împreună cu frații mei și te rog ca această seară să fie una plină de har și plină de bucurie pentru noi toți în prezența Ta. Amin. Apostolul Pavel îi spune tânărului Timotei, la un moment dat, ca și o serie de ultime sfaturi, fă munca unui evanghelist, veghează asupra învățăturii tale, fii pregătit ca să predici Evanghelia la timp și ne la timp. Fratele Radu, care era programat în seara aceasta, a zis: ar fi bine pentru fratele Mihai să aibă un pic de practică cu ne la timp. Dacă la timp are ocazia tot timpul, este bine ca să împlinim toată Scriptura și să predicăm Evanghelia și ne la timp, adică nu pe pregătite. Dar, așa cum zice Pavel, trebuie să fim pregătiți întotdeauna să vestim Evanghelia și nu doar noi, cei care suntem chemați la această slujire publică de evangheliști, ci toți. Trebuie să fim pregătiți să ne vestim nouă Evanghelia, de aceea este foarte important citirea Scripturii, studierea Scripturii. Nu ai cum ca să-ți vestești ție cuvântul Domnului dacă nu-l citești, dacă nu-l studiezi, dacă nu-l înțelegi și nu ai cum să vestești altora cuvântul Domnului dacă nu-l citești, dacă nu-l studiezi și dacă nu-l înțelegi. Nu avem nicio scuză, niciunul dintre noi, pentru a nu studia Scriptura. Și nu mă refer la studiu care îl facem doar miercuri seara sau duminică dimineață sau duminică seară. Mă refer în timpul săptămânii, mă refer acasă. Este foarte important, pe lângă timpul devoțional, pe lângă minutele care le petrecem în citirea cuvântului, realmente să studiem Scriptura. Ce se întâmplă duminică dimineață și duminică seara sau miercuri seara este mai mult o lecție în cum studiem Scriptura. Ne deprindem împreună în munca care se depune în aceste servicii divine ca să învățăm împreună cum să studiem Scriptura, cum să punem întrebări. Scriptura este un text viu, este un cuvânt de la Dumnezeu care vorbește și astăzi și răspunde credincioșilor și astăzi dacă interacționăm cu El, dacă îi punem întrebări. Așa că în această seară aș vrea împreună să parcurgem acest text și cumva să facem, să depunem munca aceasta împreună și sper ca Domnul să ne binecuvinteze prin această muncă. Este un psalm minunat, este un psalm relativ scurt, dar extrem de bogat, este un psalm măreț, un psalm de laudă. Să începem cu începutul, să începem cu contextul, să ne definim contextul în care ne aflăm și psalmul ne dă un indiciu, deși este puțin obscur, ne dă un indiciu dat în titlul psalmului. Avem un indiciu care este direcționat către mai marele cântăreților și anume că este un psalm de cântat pe ghitit. Și în mod normal, dacă citești așa ceva, zici: a, asta e neimportant, trecem peste. Nimic nu este neimportant în Scriptură și trebuie să ne învățăm să punem întrebări, nu să trecem peste. Și în mod natural decurg câteva întrebări din acest titlu care ne dă cumva contextul în care ne aflăm. Prima întrebare este: cine este mai marele cântăreților? Cine e mai marele cântăreților? Avem o traducere mai simplă, o primă unealtă
într-un studiu biblic eficient este să mai ai încă o traducere. Dacă dețineți traducerea Cornilescu, este foarte bine. Vă recomand să mai aveți încă o traducere, preferabil noua traducere, ca să puteți compara. Și noua traducere este redat mai simplu, dar la fel de corect, și anume către dirijor. Pur și simplu către dirijor. Avem un set de instrucțiuni muzicale, pentru că este un psalm care era intenționat să fie cântat și pentru dirijor, pentru cel care conducea poporul în închinare, în laudă sau la sărbători, David spune, acestea sunt instrucțiunile. Dacă vă uitați, de exemplu, veți vedea unele partituri, dacă vă uitați la unele partituri de muzică, unele vor avea lângă titlul piesei sau undeva sub sau pe parcursul piesei anumite indicii muzicale despre cum trebuie interpretate. Va fi o piesă, un nume de piesă și va spune pianissimo, adică încet, frumos, așa, nu bate pe clape. Da? Sau adagio, sau alte termeni muzicale care poate pentru noi care n-am studiat muzica, cum eu am făcut așa un pic la școală, dar nu s-a prins de mine. Ce e asta, pianissimo? Sau? La fel avem acest termen către dirijor, cu siguranță dirijorul ar ști exact ce este, despre felul în care ar trebui cântat acest psalm. Și lucrul acesta este important pentru că felul în care trebuie cântat ne indică felul în care ar trebui ca să-l citim și felul în care ar trebui să-l înțelegem. Adică este un psalm bucuros, este un psalm vesel, este o cântare de jale. Cum ar trebui să citim și să interpretăm? Care este felul în care trebuie el înțeles? Și atunci ne punem întrebarea, ce este acest ghitit? Cunoaștem foarte puțin despre acest termen. Istoricii au dedus că este vorba de un stil muzical cântat pe un instrument cu coarde, probabil. Unii presupun că poate, bazat pe originea lingvistică a cuvântului, este vorba de o cântare cântată din gât. Nici nu-mi imaginez cum ar suna o cântare cântată din gât, dar din nou nu sunt în domeniu. Sau alții zic că este vorba de un imn de victorie și numele cumva se trage de la victoria care s-a avut peste uriașul Goliat. Un lucru care putem să fim siguri, dacă nu avem la îndemână aceste resurse istorice și probabil că mulți dintre noi nu le avem, deși vă amintesc că sunt multe resurse și este în creștere biblioteca de sus de la birou care stă la dispoziția tuturor, oricând, frați aici în fiecare zi și îți dispus să stea și peste program ca să vă primească dacă este nevoie. Și puteți ca să veniți și să spuneți, frate, uite, am văzut aici un ghitit, nu este un dicționar la biblioteca bisericii să învăț și eu ce e la ghitit. Dar să zicem că nu avem nicio resursă, că este foarte posibil să nu ai resurse de la îndemână. De exemplu, când cineva te roagă ca să predici din Psalmul 8 la ora 3 într-o dupămasă și tu nu ai resursele necesare, trebuie ca să-ți amintești tu sau trebuie să deduci altfel. Și pentru că Biblia este cel mai bun instrument al interpretării biblice, interpretăm cu Biblia. Deci un lucru care putem fi siguri este că este vorba de un gen muzical, vedem asta pentru că îi se spune dirijorului, și putem fi siguri că este vorba despre o interpretare care trebuie să fie veselă și de bucurie. Și lucrul acesta îl deducem cu certitudine din Biblie. Și anume, ne uităm în alte locuri în Scriptură unde apare acest termen și vedem în ce context apare. Și vă dau un exemplu. Psalmul 81. Din nou avem pentru dirijor, de cântat în ghitit, un psalm al lui Asaf. Și acum vedem ce fel de psalm. Strigați de bucurie către Dumnezeu tăria noastră. Strigați de veselie către Dumnezeul lui Iacov. Înălțați un cântec, sunați din tamburine. Deci vedem ce fel de cântare, cu strigăte de bucurie, cu strigăte de veselie. Cântați, spune, în ziua de sărbători. Și înțelegem că, indiferent ce fel de instrument, înțelegem indiferent ce înseamnă acest termen, din Biblie putem deduce că este vorba de un psalm vesel, un psalm de bucurie, un psalm de sărbătoare. O primă unealtă, așa cum am zis, sau unealtă foarte importantă,
este înțelegerea aceasta că Biblia se înțelege cel mai bine cu Scriptura. Dacă nu știi ce ai ghitit, dacă aveți o Biblie cu concordanță, dacă nu, toți avem majoritatea, avem calculator acasă și pui ghitit verset pe Google și vezi toate versetele cu acest cuvânt și veți descoperi că mai este unul la Psalmul 84 și veți vedea că la fel contextul este similar. Bun, vedem contextul în care ne aflăm, vedem instrucțiunile autorului David pentru dirijor și pentru noi. Haideți să privim un pic la structura psalmului. Când studiem un text, primul lucru care vrem ca să facem este să privim structura lui, să vedem cum este organizat, care sunt ideile principale, cum curge un text. Și lucrul acesta îl faci citind un text și încercând ca să aranjezi pe pagină, chiar dacă, de exemplu, o metodă foarte bună este să iei și să rescrii în cuvintele tale ideile principale și cum sunt organizate una față de alta. Primul lucru care vedem este că structura este destul de clară, în sensul că avem acest psalm, un mesaj care este învelit cumva, parcă este un sandwich între două proclamări imense ale măreției lui Dumnezeu. Versetul 1, care începe psalmul, și versetul 9, care finalizează psalmul, spun: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Un alt instrument foarte bun în studiu biblic este întotdeauna atenție când se repetă ceva. Când se repetă un cuvânt, când se repetă un verset, înseamnă că este important, trebuie ca să te uiți cu atenție. Și vedem că acest psalm este pus, învelit în aceste două versete minunate. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Această structură care semnalează că este ceva foarte important, această repetiție, ne spune foarte clar care este ideea centrală a psalmului. Adică dacă într-o predică au zis predicatorului repetând aceeași idee o dată, de două, de trei ori, o să înțelegi până la urmă că aia este ideea centrală, este ideea cea mai importantă. În același fel, David repetă ca și început și final al psalmului acest verset, ca atare el vrea să fie sigur că această idee principală este ceea ce luăm din psalm și cu ceea ce plecăm din acest psalm. Dacă cumva uităm alte aspecte, acest aspect este foarte important. Ideea centrală a psalmului este măreția și slava numelui Dumnezeu peste întreg pământul. Și la mijloc, în structura noastră, avem 7 versete, de la versetul 2 la versetul 8, care expun această realitate a măreției lui Dumnezeu. Și vedem că pun în contrast omul cu această realitate a măreției lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm cu atenție, psalmul prezintă 3 elemente într-o ierarhie. Îl prezintă pe Dumnezeu, îl prezintă pe om și prezintă creația lui Dumnezeu. Și toate aceste 3 elemente sunt prezentate pentru a declara ceva despre măreția lui Dumnezeu, pentru ca noi, cei care citim, să înțelegem cât de măreț este Dumnezeu și cum ar trebui să ne relatăm la această realitate. Ca și tip literar, avem o dicotomie interesantă, o divergență oarecare. Este un text foarte subtil, foarte frumos. Pe un palier este foarte clar că acest psalm este de tipologie poetică. Adică este un vers, este o cântare. Este o cântare devoțională, o meditare. Un psalm până la urmă. Dar pe alt palier, dacă ne uităm cu atenție, vedem că există și o lucrare profetică. De exemplu, uitați-vă în versetul 4 la versetul 6 și dacă vă uitați cu atenție, vedeți în mod clar o lucrare de natură profetică mesianică. Ce este omul, ca să-ți amintești de el, și fiul omului? Orice cititor a Scripturii care a crescut în biserică, care cunoaște un pic Biblia, când aude fiul omului, automat ar trebui ca urechile să ne se deschidă. Despre ce e vorba? Fiul omului. Știm că este unul dintre numele care îi se dă Domnului Iisus Hristos. Vorbește despre Domnul Iisus, vorbește despre oamenii în general, deci automat ar trebui să pui un semn de întrebare și să te întrebi despre ce-i vorba. Să-ți amintești ca să-ți pese de el.
Tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. L-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor tale. I-ai pus totul sub picioare. Automat ar trebui ca să vedem că există o tentă profetică și o tentă mesianică. Radarul nostru biblic ar trebui să detecteze că noi am mai auzit parcă cuvintele acestea în alte locuri în Scriptură. Și ar trebui să mergem și în mod instinctual să căutăm, să vedem unde am mai văzut. Dacă mergem, de exemplu, în Psalmul 110, la versetul 1. Domnul i-a zis stăpânului meu, șez la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tale. Îți face un contrast cu Psalmul 8. Vedem din nou elementele acestea, că toate sunt așternute la picioarele lui și că Dumnezeu își nimicește dușmanii. 1 Corinteni, capitolul 15, la versetul 27, căci el i-a pus totul, aici este vorba de Dumnezeu care pune totul sub picioarele lui Hristos, i-a pus totul sub picioare, dar când se spune că toate i-au fost supuse, este evident că aceasta nu-l include pe cel ce le-a supus pe toate. Sau în Efeseni 1, cu 22, Pavel spune, el i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică. Deci trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă aici, pentru că este limbaj cristologic, limbaj mesianic, într-un psalm al lui David. Și automat vedem că ceva se întâmplă. David parcă vorbește pe două paliere diferite. Pe de o parte vorbește despre om, pentru că vorbește despre sine, și pe de altă parte se pare că vorbește despre Domnul Iisus. Și lucrul acesta este extrem de important, ca să vedem aceste două paliere, pentru a putea interpreta și a înțelege în mod corect acest psalm. Pentru că, într-un fel, prin aceleași versete, acest psalm vorbește despre relatarea între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și noi. Și într-un alt fel, dar prin aceleași versete, între Dumnezeu și Iisus Hristos. Este important să înțelegi lucrul acesta, altfel psalmul nu va face sens. Este ceva foarte similar când vezi două persoane care se cunosc foarte bine, vorbesc între ei, vorbesc în limba română, cu cuvinte care le cunoști, dar nu știu ce spui. Adică nu înțelegi ce spun ei între ei. Exemplu, când fratele Cristi, că nu s-a aici amândoi, îmi permit, cu fratele Iuliu vorbesc între ei doi, au un limbaj. Ei știu despre ce vorbesc, eu îi ascult și eu n-am habar ce zic. Că ei zic, măi, m-am dus și am făcut cu tare lucru. Cu tare lucru, de fapt, nu-i ceea ce pare să fie. Dar ei știu exact ceea ce zic. De ce? Pentru că înțeleg care este subiectul despre care vorbesc. La fel și noi în acest psalm, dacă nu înțelegem că avem un dublu subiect, omul și Hristos, vom citi prin acest psalm și în cel mai fericit caz nu vom lua nimic despre relația între Hristos și slava lui Dumnezeu. Dar dacă înțelegem cheia cristologică, dacă înțelegem că este un psalm care adresează relația între Dumnezeu și Hristos, automat se deschid oportunități înaintea noastră pentru a înțelege lucruri noi din acest psalm. Bun, avem contextul, avem structura psalmului, haideți să începem și să ne adâncim în conținutul psalmului. Versetul 1, așa cum am zis, începe cu o declarație spectaculoasă a măreției lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul, slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Vedem din nou David folosind două nume în mod consecvent al lui Dumnezeu pentru a adresa cuvinte către el. Am văzut data trecută că atunci când David face lucrul acesta în Psalmul 7, o face în mod intenționat să atragă atenția asupra persoanei lui Dumnezeu. Și în cazul acesta folosește doi termeni, și anume Yahweh și Adonai. Ambele nume a lui Dumnezeu. Ce este foarte interesant este că David nu numai că folosește ambele termene, dar atunci când folosește termenul Adonai, își permite ca să atribuie pe Dumnezeu, să atribuie pe acest Dumnezeu măreț, nu doar lui, cum am văzut în Psalmul
7, ci tuturor din popor. Și o spune Doamne, Dumnezeul nostru. Este absolut fantastic ceea ce se întâmplă în acest simplu cuvânt. De fapt, David folosește, și facem un pic de lingvistică a Vechiului Testament, David folosește o formă pluralistică și posesivă a termenului Adonai. Este folosit termenul Adonanenu, care este tradus Dumnezeul nostru. Doamne, deci Dumnezeu Yahweh, Adonaiul nostru. Este un fel de exprimare aproape copilărească, un fel de Doamne, Doamne al nostru. Acest termen Adonai se referă mai ales la Dumnezeu ca și stăpân, ca și împărat al poporului Israel. Este Dumnezeul nostru, Dumnezeul lor, zice David. Și este absolut fantastic să avem harul și să ai harul să vorbești în așa fel despre Dumnezeu. Să poți vorbi și să ai dreptul să vorbești în mod posesiv, în mod personal, de parcă Dumnezeu ar fi ceva care ar putea să devină proprietatea cuiva. Mai zice, ăsta e telefonul meu. Poate fi proprietatea mea, pot să îl dețin. Este absolut fantastic să te adresezi așa lui Dumnezeu, creatorul universului. El nu poate fi deținut de nimeni, el nu este proprietatea nimănui și totuși el se dăruiește mie și ție. El este Dumnezeul nostru. El vrea ca să fie Dumnezeul nostru. El vrea ca să ne adresăm lui în mod personal și în mod posesiv. Să ne identificăm cu el și el să se identifice cu noi. Și David face acest lucru și ridică glasul lui către Dumnezeul lui și către Dumnezeul poporului și spune cât de minunat este numele tău pe tot pământul. Cornilescu traduce minunat, cuvântul mai clar probabil ar fi redat ca și maestate, ca și autoritate, ca și importanță, ca și mărime. Noua traducere redă cuvântul ca și maestate și cred că este mai apropiat. Minunat pare un pic prea ușor. Am mâncat o prăjitură minunată. A fost o zi minunată. Prea cotidian. Este vorba de măreția lui Dumnezeu, este vorba de maestatea lui Dumnezeu, este vorba de mărimea lui și de valoarea lui infinită. Cât de minunat, câtă maestate, câtă autoritate, câtă importanță este în numele tău pe tot pământul. El nu doar este minunat, spune David, dar maestatea lui se revarsă, se resimte peste întreg pământul. Resună altor texte din Biblie, cum ar fi Psalmul 19 cu 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Apostolul Pavel în Romani 1 cu 20 spune, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Și David elevează în mod clar și în mod progresiv exprimarea lui în așa fel încât să ne arate cât de necuprins este Dumnezeu și cât de necuprins este slava lui Dumnezeu, slava numelui său. Spune David, slava ta se înalță mai presus de ceruri. Ca nu cumva să ne gândim că slava lui este cuprinsă în creația lui. O altă traducere redă în felul următor și îmi place foarte mult. Ți-ai înălțat slava mai presus de ceruri. În mod intenționat, așa ai creat. Tu nu ești un creator care este conținut de creatură, ci ești un creator care transcende, care te-ai înălțat dincolo de ceea ce ai creat. David vrea să fie sigur că nu cumva credem că am putea cumva să cuprindem slava lui Dumnezeu. Prin creatură, prin ceea ce vedem, prin ceea ce putem pipăi, prin ceea ce putem simți. Că am putea cumva prin ceva ascensiune să ajungem deasupra slavei lui Dumnezeu. Și să privim cumva din afară la ea.
Poate dacă ne-am urcat și noi, cum am încercat cei de la turnul Babel să urce până sus în nori, sau dacă am luat un avion foarte departe, sau dacă ne-am suit pe o rachetă și am ajunge undeva în afara pământului, am putea cumva să privim slava lui Dumnezeu din afară și să zicem, gata, l-am văzut pe tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Și David vrea să fie foarte clar și spune, nu, slava ta se înalță mai presus de ceruri. Dacă am fi să călătorim deasupra norilor, ce-ar fi acolo decât alte ceruri? Dacă am fi să ieșim din atmosferă, ce-ar fi acolo decât alte ceruri, galaxii, ceruri peste ceruri infinite? Nu ai unde să te înalți, nu poți să pătrunzi suficient de departe încât să ajungi la un punct în care să privești din afară înspre Dumnezeu. Slava lui, zice David, este mai presus decât toate lucrurile. Și totuși o poți percepe în toate lucrurile când te uiți în jurul tău. Și David în versetul 2, după ce ne-a purtat din acest pământ, dincolo de ceruri și prin galaxii, vine și creează în mod intenționat un contrast și ne aduce înapoi, parcă ne coboară de la 30.000 de metri în aer și ne coboară dintr-o dată până la pământ și spune de acolo și până aici și peste tot slava lui transcende. După ce ne-a purtat în vers prin astrele cerești să privim slava inepuizabilă a lui Dumnezeu, ne îndeamnă să privim la lucrurile mici, la lucrurile care zice că sunt poate neînsemnate într-un fel. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. David ne arată că Dumnezeu este extraordinar de mare și extraordinar de prezent. Slava Lui transcende cerurile și slava Lui este prezentă chiar și în cei mai mici copii. Țineți minte că am zis că psalmul funcționează și trebuie analizat pe aceste două paliere. Palierul poetic, ca și un psalm, și palierul cristologic, palierul profetic. În mod poetic, David vrea să ne prezinte slava și puterea lui Dumnezeu într-un mod complex și minunat, ca să înțelegem că ea este infinită. De la lucrurile care se văd lângă noi, de la manifestările glorioase din jurul nostru, de la copiii noștri, familiile noastre, copacii de afară, norii deasupra capului și până la galaxiile și constelațiile infinite, aceasta este slava lui Dumnezeu în mod vizibil pentru noi. Este așa de mare încât se vede în cele mai gigante aspecte a creației, cele mai mari galaxii, soarele, stelele, luna, universul întreg, atestă slava lui Dumnezeu. Dar este așa de mare încât ea se manifestă și se face puternică chiar în ce este slab și neînsemnat. Pentru că ea este de valoare, pentru că ea este puternică. Și galaxiile pe cer și copiii sunt manifestări a slavei lui Dumnezeu și sunt minunate pentru că El este minunat. Și David vrea să ne arate lucrul, să ne arate lucrul acesta. Și din punct de vedere cristologic, din punct de vedere profetic, David ne duce în mod clar cu gândul la Matei 21. Probabil că unii v-ați gândit deja că ați auzit cuvintele acestea în Noul Testament. Și este un citat din Noul Testament spre Vechiul Testament în Matei 21. Voi citi de la versetul 15 doar, versetul 16. Dar conducătorii preoților și a cărturarilor, când au văzut lucrurile minunate pe care le făcea și pe copiii care strigau în templu, Osana, fiul lui David, au fost indignați, au fost supărați și i-au zis, auzi ce spun aceștia? Ei nu erau deranjați că copiii făceau gălăgie în biserică, ei erau deranjați de ce spuneau copiii. Atribuiau acest titlu mesianic. Auzi ce spun aceștia? Iisus le-a răspuns, da, n-ați citit niciodată acolo unde scrie din gura copiilor și a celor ce sunt alăptați, celor ce sug la țâță, ți-ai scos laudă? Citează din psalmul nostru. Și toți cunoașteți contextul, nu vreau să pierd foarte mult timp. Este vorba de intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim. Hristos intră în templu, unde curăță templul de negustori, face vindecări, vindecă orbi și șchiopi. Și fariseii
când aud gloata și când aud copiii, inclusiv copiii mici care încă erau de alăptat, că aduc slavă lui Dumnezeu și din gura lor se proclamă slava numelui lui Dumnezeu, sunt indignați, sunt supărați, nu pot ca să suporte așa ceva. Care este înțelesul sau care este tălmăcirea profetică care David vrea ca să ne-o dea? Zici, pe cum adică David vrea ca să ne-o dea? Cum știa David că Domnul Iisus Hristos va cita acest verset în disputa lui cu fariseii din Matei 21? David nu știa, Duhul Sfânt care l-a inspirat știa. Textele profetice trebuie ca să înțelegem că sunt plasate acolo pentru că Duhul Sfânt are un fir roșu care îl țese prin toată istoria. Când David a scris acest psalm, Dumnezeu l-a inspirat ca psalmul acesta să aibă împlinire în Matei 21. Și trebuie să înțelegem acea împlinire și acea aplicare pentru noi. Ce spune psalmul de fapt, din punct de vedere cristologic? Ne spune că Hristos este apogeul manifestării slavei lui Dumnezeu. În El și prin El se manifestă plinătatea slavei lui Dumnezeu în toate lucrurile. El, Hristos, prin care și pentru care au fost create toate lucrurile și El pentru care pruncii au strigat Osana, fiul lui David. De la lucrurile cele mai joase până la astrele cerești și infinite. Toate sunt reprezentate în mod minunat și sunt împlinite în Hristos. El este apogeul slavei lui Dumnezeu. Dacă vrem să vedem în plinătate slava lui Dumnezeu, nu putem să o vedem altundeva mai bine decât în Domnul nostru Iisus Hristos. Ca tare, psalmul ne prezintă un portret extrem de frumos al Mântuitorului nostru. Da? Dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, uită-te pe ceruri și uită-te în jurul tău și uită-te la binecuvântările din viața ta. Dar uită-te țintă la Hristos pentru că în El este plinătatea slavei lui Dumnezeu. În persoana întrupată a Hristosului care a venit pe pământ, care a trăit pe pământ, care a murit pentru păcatele noastre, este plinătatea slavei lui Dumnezeu. Vrei să cunoști slava Lui, trebuie să-L cunoști pe Hristos. Și în versetul 3, după ce ne-a prezentat această maestate a lui Dumnezeu, David se pune și contemplează și el această maestate. David spune, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, de aceea au fost create să declare slava lui Dumnezeu. Natura, cerul, stelele, copiii, familia, biserica, toate binecuvântările care Creatorul le-a creat sunt mici gemulețe înspre Creator. Ele nu sunt intenționate doar să fie admirate de noi. Să privim la copilașii noștri și să spunem, wow, ce frumoși! Să privim la cerul înstelat și să spunem, ce minunat este! Să privești la o operă de artă și să zici, ce frumos este tabloul! Să mănânci o mâncare caldă și bună și să zici, ce gustoasă este mâncarea! Toate lucrurile acestea trebuie să fie gemulețe mici înspre Cel care le-a creat. Să privești la lucrurile acestea minunate și să privești prin ele. Dacă stelele sunt așa de minunate, cât de minunat este Cel care le-a creat? Dacă copiii tăi merită ta dragoste, câtă dragoste merită Cel care i-a creat? Dacă o mâncare gustoasă este așa de bună și așa de bună hrană pentru corpul tău, cât de bună este hrana care ți-o dă Hristos? Dacă binecuvântările de care ne bucurăm astăzi și în fiecare zi din mâna Lui sunt așa de minunate, cât de minunate este Cel care le dă? Ele sunt mici gemulețe înspre Dumnezeu. Și trebuie ca să stăm și să ne ducem cu mintea la o contemplare a Celui care le-a creat. Problema este că nu cred că mai privim noi cerurile. Nu cred că mai contemplăm maestatea lui Dumnezeu desfășurată zilnic în fața ochilor noștri. Iov spune, în Iov 9 spune, numai El întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și rălițele și stelele din ținuturile de miază zi. Nu ne mai uităm la constelații și nu ne mai minunăm de univers. Nu ne mai uităm la cei în jurul nostru. Nu ne mai minunăm că soarele răsare, că dacă Domnul Iisus Hristos prin puterea Lui și dacă Dumnezeu prin suveranitatea Lui n-a ridicat soarele dimineață pe cer, soarele nu s-a ridicat.
Nu ne sculăm din pat și ne uităm pe geam că este lumină și zicem, wow, Dumnezeu ne-a dat lumină și astăzi. Marea, constelațiile, întreaga creație proclamă măreția sa. Întrebarea este dacă mai avem ochi ca să le vedem. Cineva zicea că omul firesc nu îl poate vedea pe Dumnezeu nicăieri. Oriunde îl duci, orice areți, areți oceanul, areți cerul înstelat seara, areți natura, areți un copil frumos, areți o catedrală. Nu contează ce areți, Dumnezeu nu este prezent nicăieri. Dar omul duhovnicesc îl vede pe Dumnezeu în toate lucrurile. În orice. În orice binecuvântare, în orice frumusețe, în orice lucru creat de mâinile Lui, El este prezent acolo. Slava numelui Său se declară prin toate lucrurile. Și în versetul 4, David ne prezintă cumva rezultatul acestei contemplări. În 3 și-a propus să privească la creație, să privească la toate lucrurile care declară slava lui Dumnezeu. Și în 4 vedem rezultatul, ce a produs această contemplare. David privește la Dumnezeu prin intermediul creaturii sale și realizează, pe de o parte, cât de măreț este Dumnezeu și, pe de altă parte, cât de nesemnificativ este omul. Chiar dacă Biblia îl descrie și chiar David îl descrie pe om ca coroana creaturii, chiar dacă omul a fost creat după chipul și asemănarea Dumnezeului infinit, omul este neînsemnat. Ceva care este cu orice măsură sub infinit. Infinit minus 1 este infinit de departe de perfecțiunea infinitului. Mă repet încă o dată. Infinit minus 1 este infinit de departe de infinit. Altfel spus, oricât de frumos ne-a creat Dumnezeu, oricât a investit în noi, suntem infinit de departe de ceea ce este Dumnezeu. Suntem oglindirea Lui, suntem după asemănarea Lui, dar suntem infinit de departe de slava care este El. Și David zice, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Aprecierea corectă lui Dumnezeu necesită, pe de o parte, și produce, pe de altă parte, o apreciere corectă de sine. Altfel spus, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu și de slava Lui, cu atât te vezi mai mic. Și cu cât te vezi mai mic, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. Este o relație, o corelare care se întâmplă între cele două. Când te crezi mare, când te crezi important, când te crezi cineva, când te crezi că ești de valoare, Dumnezeu pare mic și nesemnificativ. Și când te crezi nimeni, când zici ca și David, ce este omul ca să te gândești la el? Să te gândești doar. Nu să-l bagi în seamă, nu să-l binecuvânți, nu să îl pui stăpân în lumea aceasta, nu să-l înfii, nu să-l duci în împărăția ta, ci să te gândești doar la el. Și cu cât ne vedem mai mici, cu cât el este mai mare pentru noi. John Piper are o explicație foarte frumoasă despre ce înseamnă privirea către slava lui Dumnezeu. Și el zice că mulți oameni se uită la Dumnezeu cum s-ar uita unii cu microscopul. Dumnezeu este cumva foarte, foarte mic și trebuie să te uiți să-L faci pe Dumnezeu mai mare, să pară mai mare. Când de fapt la Dumnezeu trebuie să te uiți cu telescopul, să realizezi că tu ești foarte mic și El este infinit de mare și să privești maiestatea Lui. Și când privești prin telescop, când te uiți prin telescop seara și vezi galaxiile și vezi că în necuprins merge din întuneric în întuneric și lumina numai răzbate din galaxie în galaxie, realizezi cât de mic ești și cât de mare este El. Cu cât te apropii mai mult, cu atât te vezi mai mic. Și cu cât te vezi mai mic, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. Probabil că și noi de aia nu-L vedem așa cum este, pentru că ne credem prea mari. Credem că am ajuns. Credem că-L înțelegem. Credem că Le-am cuprins. Că stăm cumva și privim din afară. Când de fapt suntem mici. Dar să dea Domnul măcar să fim în lăuntru. În versetele 5 și 6,
Ne prezint o dilemă hermeneutică, o dilemă de interpretare. Și anume avem două fraze care trebuie ca să ne întrebăm ce înseamnă. Prima este, l-ai făcut. Întrebarea este cine? Pe cine a făcut? Pentru că dacă am înțeles că lucrează psalmul pe două paliere, avem un aspect cristologic și un aspect natural, pur poetic, trebuie să ne punem întrebarea, despre cine vorbești? Vorbește despre om, vorbește despre Hristos, vorbește despre ambele. Și a doilea este cuvântul Dumnezeu. L-ai făcut puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă acest lucru, pentru că termenul pentru Dumnezeu aici este Elohim, care este un termen care poate fi redat în diferite feluri. Poate fi redat Dumnezeu, poate fi redat înger, poate fi redat și judecător. Așa că trebuie ca să ne punem întrebarea pe cine a făcut și cum anume au fost făcuți. Tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. L-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor tale și i-ai pus tot sub picioare. Din nou, nu trebuie să uităm că avem această dicotomie a acestui psalm. În primul rând, din punct de vedere natural, din punct de vedere poetic, în sensul natural, psalmistul vorbește despre omul adamic, despre omul natural. De fapt, descrie starea omului înainte de căderea lui în păcat. Am putea să vedem aceste versete ca și o descriere foarte comasată, foarte compactată a ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Dumnezeu a creat tot universul, a creat pământul și tot ce-i pe el și ca apogeul creației a creat pe om. Și după ce a creat pe om, ce a zis? A zis, tot e sub stăpânirea ta. S-a să le dea nume și să administreze grădina Edenului. Deci în acest sens vorbește despre omul adamic, despre omul creat de Dumnezeu. Dar din punct de vedere profetic și cristologic este evident că David ne arată înspre viitor către noul Adam. Ne arată pe Iisus Hristos, care deși este egal cu Dumnezeu, știm din Sfânta Scriptură că s-a coborât la suferință și s-a făcut om. A luat o stare și a luat un loc în creație ca și Dumnezeu întrupat, care este sub meritul lui actual, meritul lui real. Și această realitate este confirmată pentru noi dacă mergem în Noul Testament, în Cartea Evrei. Dacă deschidem în Cartea Evrei și priviți cum e două pasaje, vom vedea că este clar că exact asta se întâmplă în textul nostru. Primul rând, Evrei 1, de la 1 la 4, în care autorul setează cumva tema cărții. El spune așa, în trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul. Deci tema centrală este Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. El care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. A realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta măreției în înălțim, devenind cu atât mai superior decât îngeri, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Vedem aici, în pasajul acesta, Evrei ne vorbește despre Iisus Hristos, care a coborât din slavă, s-a întrupat și ca și om, noul Adam, a câștigat pentru omenire, pentru cei care vor fi în el, acest statut. Devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Ce se petrece aici? Hristos renunță la statutul său și întrupat câștigă un nou statut și devine cu mult mai presus decât îngerii. Foarte important să înțelegem că vorbim despre Hristosul întrupat. Hristos, ca și Dumnezeu, nu pierde nimic din dumnezeirea lui. Dar el, ca și substitut, ca și reprezentant, noul Adam,
carne și oase, câștigă prin viața și sacrificiul lui acest titlu care este cu mult mai presus. Și în Evrei 2, de la 5 la 8, se clarifică extrem de bine pentru noi. Nu îngerilor le-a supus el, adică Dumnezeu, lumea viitoare despre care vorbim, ci cineva a mărturisit solemn undeva spunând, și acum avem un citat la Psalmul 8, ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să-ți pese de el? Totuși l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri. Și aici avem în greacă un termen foarte clar, inconfundabil, angelos, care ne clarifică că David în Vechiul Testament, în Psalm, nu vorbește despre judecători, nu vorbește despre Dumnezeu cu de mic, nu vorbește despre Dumnezeu cu de mare, ci vorbește despre îngeri. Și uite, așa am învățat și cum să traducem Biblia mai bine. Tot cu Biblia, pentru că limba greacă este o limbă mult mai precisă. Și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. I-ai pus tot sub picioare. Dacă le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu fie supus. Dar acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Îl vedem însă pe Iisus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngeri, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Deci înțelegem foarte clar din Evrei capitolul 1 și capitolul 2 că David ne arată prin prisma profetică către Hristos ca noul Adam. Ceea ce noi am pierdut în căderea noastră în păcat, Hristos câștigă și ba mai mult câștigă un titlu așa de minunat pentru el ca noul Adam. Care este aplicarea practică acestei realități? Simplu, trei aspecte. În primul rând, trebuie să privim în trecut la Adam. Trebuie să ne uităm în trecut la grădina Edenului și să înțelegem ce am fost intenționați să fim. Am fost creați ca să fim într-un fel. În felul în care ne-a descris David în Psalmul 8, în felul în care ne descrie Biblia în grădina Edenului. De al doilea rând, trebuie să privim în prezent, la noi, la ceea ce suntem. Sau mai bine spus, la ceea ce nu suntem. Nu suntem cum ar trebui ca să fim. Nu suntem perfecți ca în grădina Edenului. Suntem căzuți în păcat. Am părăsit acea stare. Am căzut în păcat, dar în același timp, dacă suntem în Hristos, suntem răscumpărați. Trăim în consecințele căderii, în suferință, în moarte, într-o lume coruptă. Dar în al treilea rând trebuie să privim în viitor, cum privește David, spre Hristos, spre noul Adam, care va restitui acea stare inițială, nu pentru el, care a fost perfect, ci pentru noi, care suntem căzuți. Cum am fost în Adam, în grădina Edenului, perfect și fără păcat, vom fi încă o dată așa când va reveni Hristos. Asta a câștigat el pentru noi. La revenirea lui, la restaurarea noastră și nu doar a noastră, a întregii lumi, vom fi din nou cum ar trebui ca să fim, cum am fost la început. Toate au fost puse deja sub picioarele lui. El a câștigat bătălia, el a răscumpărat deja și acum noi așteptăm doar cu răbdare revenirea împăratului. Ca el ca să ne dea ce a câștigat pentru noi, ca el să ne aducă în starea în care trebuia să fim de la început. Și Pavel descrie așa de frumos această realitate în Romani 8, când vorbește despre creația care este supusă deșertăciunii. Și spune că își consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită. Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, întrucât creația a fost supusă deșertăciunii, nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus-o, în nădejdea că și creația însăși va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Noi știm că până acum întreaga creație geme și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, ci și noi înșine, care avem primul rod, adică
Duhul, gemem în noi înșine, așteptând înfierea, răscumpărarea trupurilor noastre, căci în această nădejde am fost mântuiți. Ce spune Pavel? Nu suntem ceea ce trebuie ca să fim noi, suntem în păcat și întreaga creație din jurul nostru suferă de căderea aceasta în păcat. Uraganele sunt manifestarea creației față de căderea noastră. Furtunele, necazurile, sunt durerile nașterii, planeta geme și spune vreau să văd Fiul lui Dumnezeu așa cum a fost intenționat să fie și nu sunt. Cu tremurile de pământ, toate tragediile naturale, le numim naturale, nu sunt doar dureri ale nașterii. Creația lui Dumnezeu vrea să fie așa cum a fost intenționată ca să fie și vrea să vadă copilul lui Dumnezeu așa cum a fost ei intenționat să fie. Și o doare, zice Pavel, că nu sunt și nu este și trebuie să sufere și să stea. Imaginați-vă doar că dacă creația care este acum supusă acestei decăderi este acum așa de minunată. Te duci afară într-o zi frumoasă și privești florile și copacii și vântul care te bate pe obraz și zici ce minunat este. Și tot ceea ce ai experimentat este o degradare a slavei creaturii inițiale. Este de un infinit de ori mai urâtă decât ar trebui ca să fie. Și ea, și pământul, și cerul, și stelele vor fi așa cum trebuie ca să fie de la început. Când noi vom fi, în final, glorificați împreună cu Mântuitorul nostru. Este un lucru absolut fantastic. Căci în această nădejde am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Fiindcă cine mai nădăjduiește în ceea ce vede deja? Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, cu ochiul uman, nu vedem, atunci, dacă nădăjduim, atunci așteptăm cu răbdare. Ce ne spune Pavel, de fapt? Și cred că și David ne îndeamnă la aceasta. Ne prezintă, de fapt, cheia răbdării. Ne prezintă, de fapt, cheia biruinței în suferință. Pentru că versetul 18, care începe această porțiune, spune că își consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și dacă țineți minte, David în psalmul 7 era de jale și vaietă. Și termină psalmul 7 cu încurajare care este să privesc către Dumnezeu, care este drept, care este măreț. Și acum aș confruntă starea lui de jale, cântând slavă lui Dumnezeu și privind la măreția lui Dumnezeu. Și Pavel face acest lucru aici. Pavel zice, uită-te la problemele tale, uită-te la suferința ta și după aia uită-te la măreția lui Dumnezeu. Cheia este aceasta, o viziune magnifică, măreață a slavei lui Dumnezeu și o trăire constantă în acea realitate. Dacă nădăjduim, dacă crezi în această slavă care va fi descoperită, dacă o vezi în fața ochilor tăi, dacă trăiești în ea, dacă trăiești prin ea, atunci așteptăm cu răbdare. Atunci așteptăm cu răbdare, chiar când este greu. Noi vedem măreția lui Dumnezeu înaintea noastră. Noi vedem promisiunea gata împlinită în Hristos care urmează să vină din nou și să ne dea tot ceea ce a câștigat pentru noi. Atunci așteptăm cu răbdare. Dacă nu vezi slava Lui, gloria Lui, maestatea Lui, care este evidentă pe paginile Sfintei Scripturi, care este evidentă pe cerul înstelat, în natură, în copilul tău, în familia ta, în bunătatea lui Dumnezeu față de tine, nu vei aștepta cu răbdare. Vei cârti, vei fi supărat, nu vei vedea frumusețe în nimic. Dar dacă ne nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare. Și în concluzie, David încheie psalmul cu un ecou din versetul 1, exact cum a început și concluzionează. Doamne, Dumnezeul nostru, Doamne, Stăpânul nostru, cât de maestos, cât de minunat este numele Tău pe întreg pământul. Nimic nu e mai frumos, nimic nu e mai benefic, nimic nu e mai drept și mai demn decât să admiri și să proclami slava lui Dumnezeu. El este creatorul
nostru, El este stăpânul nostru și numele Lui este într-adevăr minunat. Numele Lui este ceva de maiestate, numele Lui este măreț, numele Lui este glorios peste întreg pământul. Când privești slava Lui, te vezi mai mic și îl vezi mai mare. Dar și problemele sunt mai mici și necazul tău este mai mic și bucuria ta este mai mare și împlinirea ta este mai mare. Atunci când nădăjduim în ceea ce încă nu vedem și când privim slava Lui în fața ochilor noștri prin credință, atunci așteptăm cu răbdare, ba mai mult, cu bucurie, pentru că, într-adevăr, slava numelui Său este peste întreg pământul. Amin? Amin. Amin. Sunt pe fratele Sorin să ne conducă într-o cântare, cu care să avem și un moment de rugăciune înainte să încheiem. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea doar prin Iisus.